Bun găsit! Sunt Crina Ene și vă ofer informațiile meteo din sud-estul României. În zona Muntenii se anunță o seară frumoasă. Vântul va sufla moderat, dar temperaturile sunt destul de scăzute. Temperaturile minime se vor situa între 1 și minus 3 grade Celsius, iar temperaturile maxime sunt cuprinse între 5 și 10 grade. Vremea continuă să fie rece în cele mai multe regiuni ale țării. Cerul se va menține variabil cu unele norări pe tot parcursul zilei. Vă invit să vedem cum este vremea în județul Călăraș. În această noapte, temperatura minimă va fi de minus 2 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Mâine, temperaturile scad, se vor înregistra 6 grade Celsius, iar cerul va fi parțial înnorat. În zona Munteniei, situația stă în felul următor. Mâine, în capitală, nu sunt șanse de precipitații, iar cerul va fi variabil și temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius. În municipiul Slobozia, cerul va fi în mare parte înnorat, iar maxima zilei va atinge 5 grade Celsius. În Giurgiu, temperaturile sunt aceleași, termometrele ne vor indica 5 grade, iar cerul va fi în mare parte însorit. În Constanța, temperaturile sunt mai crescute decât în restul orașelor, temperatura maximă înregistrată este de 10 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. În Tulcea, cerul va fi parțial înnorat și termometrele ne vor indica 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo din sud-estul României, ne revedem mâine să aveți parte de o vreme cât mai frumoasă!